Suntem pe data de 5 iunie 2024. Am avut nevoie de vreo 2-3 zile să mă adun. Dacă nu te aduni, se înfrânge război, vorba aia. Paguba este undeva la, știu eu, cam 50-60% din culegătoare, zic eu, că cam dispărut. Bine, culegătoarea moare și pe parcurs, dar i-a fost un pic grăbită pe Iria, să zicem așa. Bun, dar astăzi vreau să vă arăt. Știți că am făcut sistemul de mare. Mutarea cuibului sus în cat și izolat de Hahnemann, lăsând deoparte, să zic așa, sunt matca jos pe foițe și pe câteva rame construite. După ce a eclozat totul în cat, acum cuibul întreg este jos și suntem pe 5 iunie. Strategia mea este ca la această colonie să-i aduc și o matcă de calitate din cele care am împerecheate micronuclee, ca după sau înainte, nu știu cum voi proceda exact, dar știu că ramele negre din cat care se pot reutiliza, voi putea lărgi cuibul acesta în luna iulie. Sau pur și simplu iar iau tot cuietul, îl mut în cat și pe matcă o las pe rame negre de data aceasta, dându-i o putere mult, mult mai mare de ouat, fiindcă îi place la nebunie să depună ouă în rame negre. Și astfel voi reuși să îmi fac albină de iernat suficientă. Asta în unele cazuri, fiindcă nu le-am făcut pe toți așa. Începe să aducă și propolis. Acestea sunt ramele care deja au eclozat. Sau au fost construite și lăsate. Și iată ce am descoperit la ăsta. Ar putea, să vedem dacă roiește sau nu, sau dacă a roit ăsta cumva, are niște boci enorme, asta ce boci, na, cum sunt boci de toate neamurile, trebuie să-i clozeze. S-ar putea să fi roit. Am întârziat astea 2-3 zile și te costă. Deci dacă stai și jelești, pierzi mai mult decât ai pierde dacă, da, eu cred că s-a roit. Bun. Mai mult ca sigur a roit. În care foarte, foarte multe boci. Iată ce are aici. Deci metoda asta de mare a fost, să zic așa, doar o amânare. Nu prea l-a ajutat. Deci matca care e de roire, e de roire. Poți să-i faci. Poți să-i faci ce vrei. Ia, tot roiește. Singurul lucru ce îmi pare mie rău este că am întârziat astea 2 zile, nici n-am mai vrut să aud de albină. Bine, cam asta este, oricum strategia era faină, dacă reușeam această treabă de a face boci.
ba elicoptere, ba avioane. Asta că, de fapt, am pierdut o matcă proastă. O să-i las doar o botcă. Uite-o, așa frumos eu, la ce botci-i las și voi distruge tot. Și am să-i las o singură botcă. Sunt multe care trebuie să iasă, sunt foarte multe. Deci, iată că ai intrat în friguri. No, cu ce să mai zici? Din cei 11 formați, a intrat unul în friguri. Da, e o treabă și asta. Nu doresc astfel de regine, pare rău. Pe lângă că a intrat în 8, cred că avea 8 rame de albine când a intrat prima dată în friguri. După aia am făcut sistemul de mare și după care iar a intrat în friguri. Deci n-am rezolvat nimica. N-am rezolvat absolut nimic. Singurul lucru este să-l las cu o botcă și... lăsăm cu o singură botcă. Și să notăm că e o matcă roitoare. Nu este o soluție să înmulțești astfel de colonii. Chiar nu e nicio soluție această treabă. Atunci când m-am gândit eu la sistemul de mare, când am zis că e sistemul de mare, atunci am zis că se poate ușor rezolva această problemă, dar reginele care sunt de proastă calitate, se pare că nu ai ce să le faci. Bun, deci iată așa se procedează. Mâncare în partea de jos nu prea are, că a roit cu această mâncare de jos, deci a plecat cu mierea. Un roi pleacă cu rezerve destul de substanțiale din stup, lăsând colonia de bază. Și fără mâncare, dacă nu ai grijă, da, rămâne de obicei suficient cât să meargă mai departe. Dar ăstea trebuie eliminate. Bun. Cam atâta. Iată că și acest sistem de mare nu garantează nimic. De fapt, eu zic că nimica nu garantează nimic. Fiecare stup sau metode are și avantaje și dezavantaje. Ăsta îl consider ca roi. Bun, cam atâta pe azi. Până data viitoare, numai bine!